Salutare, ghici ce? Astăzi suntem la tutorialul cu numărul 47. Acesta este primul tutorial din luna aprilie și vreau să vă anunț că luna aceasta vor apărea niște surprize foarte interesante pe Patreon. Desigur că pentru a avea parte de ele este necesar să vă abonați pe Patreon, unde eu vă aștept cu mare drag. În colțul ăsta vedeți cum arată Patreon pe telefon. Este extrem de comod pentru că tutorialele, partiturile și tot ce postez acolo le puteți lua cu voi în orice loc și la orice oră puteți să studiați după ele. Revenind la tutorialul de astăzi, am decis să vă fac o piesă tip lăutărie. Deci după teoria YouTube-ului, piesa este înregistrată și filmată în 2012. Eu țin minte că am studiat-o mai mulți ani în urmă și desigur că, ca orice piesă din repertoriul meu, a trecut prin mai multe faze de schimbare, pentru că, na, și eu am trecut prin multe faze de upgrade ca violonist. Din această cauză, versiunea care vă prezint astăzi la tutorial este cea mai aproape de adevăr. Acum eu propun să vă abonați, cei care încă nu sunteți abonați, iar la sfârșitul videoului, dacă vă place, desigur, puteți lăsa și un like, pentru că mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube. Să trecem la treabă. Hai să vedem structura piesei cu metronom. O să pun tempoul la 65 bătăi pe minut. Să vedem cum iese. Așa. Spre degetul 2, da? În timp ce la arcuș notele astea sunt legate. Se începe cu si, desigur că pe sol major. Aici avem un mordent la semiton. Pe diminuat sau micșorat.